Superlativ. Iar acum vreau să emit în scenă pentru mesajele tradiționale de salut pe reprezentanții conducerii legiunii Consulatului General României la Cernăuță. Aș vrea să încep cu domnul Mihai German, care a venit din partea președintelui Consiliului Regional, domnul Ion Muntean, și de asemenea transmit și salutul administrației regionale de stat, care, deci, domne, au spus că o transmit așa prin intermediul meu. Vă rugăm, domnul Ghetu. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni și onorată asistență. Eu am astăzi o mare plăcere să fiu astăzi la sărbătoarea noastră și vreau să vă transmit cele mai frumoase și mai căduroase felicitări din partea Consiliului Regional Cernăuț, din partea președintelui domnului Ion Muntean, din partea tuturor deputaților și să vă doresc multă sănătate, fericire, voie bună, pace pe pământ și să ne ajute pe noi toți, bunul Dumnezeu! Totodată aș vrea ca din partea Consiliului Regional să îmi diplome de onoare la adevărați români care a făcut, face și ar să facă și mai departe multe bine pentru limba noastră cea română, care a să aducă și mai departe pe copiii noștri, pe nepoții noștri, pe strănepoții noștri, ar să facă totul de aceea ca limba noastră niciodată să nu uite nimeni. Dați-mi voie să înmân așa o diplomă de onoare a Consiliului Regional Cernăuț domnului ungurean Gheorghe Ivanovici. Domnul Gheorghe Ivanovici. Aplauze vă rog. Tot așa o diplomă de onoare se mână doamne Băgu Ancuța Mihailovna. O bag în gelozii, domnul Gheorghe. Nu sunt plecat. Să ne ajute bunul Dumnezeu, pace la toți și mai departe să nu uităm tradițiile noastre, să ne întâlnim mai adesea și să nu uităm limba noastră, cea română. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul German. Vreau să invit în scenă reprezentanții Consulatului General României Cernăuț, doamna Eleonora Moldovan, consul general, și domnul Ion Ivan, ministrul consilier. Vă rugăm.